Primul centru de instruire din România pentru avioane F-16 funcționează de astăzi la Fetești. La baza aeriană se antrenează deja piloți români și ucraineni pe cele mai cunoscute avioane de luptă din lume, care au ajuns săptămâna trecută în țara noastră. Corespondentul Antena 3 CNN, Laurențiu Rădulescu, vine cu toate informațiile de la acest centru de instruire. Te ascultăm, Laurențiu. Bun găsit, primează în primul rând două lucruri extrem de importante la acest prim centru de antrenament al piloților de F-16. Vorbim, iată, despre un prim centru din Europa, care este în momentul de față făcut în țara noastră, în România. Piloți din întreaga putea zbura pe astfel de aparate de zbor, pe F-ul 16. De asemenea, în cazul în care vor să fie făcute upgradări la nivelul zborului, spuneau piloții de aici că aceste lucruri pot fi realizate în următorii ani. Până în momentul de față, România a pus la bătaie baza aeriană de aici, de la Fetești, Borcea, un număr de piloți care să-i antreneze pe cei care vin de pe avioane subsonice, de exemplu. Nu în ultimul rând, vorbim despre 17 avioane de tip F-16 care vor fi puse la dispoziție de către Olanda și Danemarca. În momentul de față trebuie menționat faptul că 5 dintre aceste aeronave au ajuns deja aici la baza aeriană de la Fetești. O parte dintre piloți, și mă refer la cei români, au început deja pregătirea, iar în lunile imediat următoare vom vedea aici la Fetești inclusiv piloți ucraineni, pentru că acest centru din România are rolul de a pregăti pentru zborul pe avion de luptă de tip F-16, inclusiv piloți ucraineni care vor veni, vor sta aici câteva luni de zile, iar apoi, bineînțeles, vor fi trimiși pe frontul din Ucraina. Cât de mare e diferența? Știi, majoritatea se întreabă lucrul ăsta, cât de greu e să faci pasul ăsta de la MiG-21 Lancer pe F-ul 16, mai ales în contextul actual, unde poate sunteți puțin grăbiți, ținând cont de ceea ce se întâmplă la graniță. Este o diferență destul de mare. Aeronava F-16 este o aeronavă mult mai performantă decât MiG-21, de asta s-a și renunțat la aeronava MiG-21. Din punct de vedere al zborului, F-ul 16 este mai ușor de zburat, dar este mult mai complex, este capabil de mult mai multe lucruri. The B course, it's planned at 22 weeks, but depending on the weather in Romania this winter, it could go a little bit longer. So they get about 60-70 hours in the airplane. We're really excited to be here. The Romanian students are very excited to get in the airplanes. So like they said, we should probably be flying in the beginning of December. Will be their first flights. Centrul de pregătire pe care îl vedeți vizează în momentul de față doar piloți români. În schimb, Bulgaria, de exemplu, va cumpăra aeronave F-16. Cel mai probabil, piloții vor ajunge aici în România pentru a se pregăti. Același lucru se va întâmpla și cu alte țări din sud-estul Europei, iar piloții vor fi așteptați în România. Scopul României este, în primul rând, de a-și pregăti foarte bine proprii piloți. În ceea ce privește solicitări de la alte națiuni, pe măsură ce ele vin și sunt deja națiuni interesate de acest centru, ele vor fi luate în considerație.